Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube la Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Vremea de afară nu ne mai prea ajută atât de mult pentru a parcurge anumite trasee montane, de ce nu, pentru cei care sunt pasionați de munte, dar avem ce să facem, încă mai avem ce să facem în județul Hunedoara din punct de vedere turistic. În ultimii ani s-a vorbit foarte mult despre faptul că turismul poate fi o salvare economică a județului Hunedoara. Dacă este sau nu așa, probabil în timp vom afla și răspunsul, dar noi încercăm să aflăm răspunsuri mai devreme, așa puțin, să nu așteptăm prea mult să treacă timpul și să vedem rezultatele. Vorbim astăzi despre oameni care au ales să se implice cu adevărat în tot ceea ce înseamnă promovarea acestui județ și în special a unor zone cu o istorie impresionantă. Vorbim astăzi despre Țara Hațegului, iar invitata mea de astăzi este Anca Rusu, manager destinația ecoturistică Țara Hațegului. Bună ziua, bine ai venit! Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Este pentru prima dată când mă aflu în studioul dumneavoastră. Deși noi vorbim destul de des și am avut bucuria de a participa la unele dintre evenimentele pe care le-ai organizat, pe care le-ați organizat întreaga echipă în Țara Hațegului. Când vorbim de Țara Hațegului, avem așa câteva repere la care ne referim. Înseamnă, de fapt, mult mai mult decât ceea ce cunoaștem noi, în special hunedorenii. Suntem atât de obișnuiți cu ceea ce avem în jurul nostru, încât nu le mai prea dăm importanță. A trebuit să vină din capătul celălalt al țării pentru a ne învăța cumva ce înseamnă Țara Hațegului și ce înseamnă și cum ar trebui să facem noi aici, în județul Hunedoara, turism. Este adevărat, nu? Parțial adevărat, este mult spus, pentru că nu am venit de nicăieri să învăț pe nimeni nimic. Așa a fost să fie, așa a fost soarta, așa a vrut viața ca eu să mă așez aici în județul Hunedoara și în Țara Hațegului și să ajung să mă ocup împreună cu o echipă mult mai mare de dezvoltarea și promovarea a ceea ce din 2016 încoace se cheamă destinația ecoturistică Țara Hațegului. Nu-i condamn pe oamenii care locuiesc în Țara Hațegului și în județul Hunedoara și care nu au fost sau nu sunt încă destul de conștienți de valorile fantastice pe care acest teritoriu le are. Deși la început era de neînțeles pentru mine, venită din afară, descopeream în fiecare zi câte ceva nou, câte un loc extraordinar, câte o poveste extraordinară și nu înțelegeam de ce oamenii locului nu mi-au spus nimic despre locurile și poveștile respective. Și m-am gândit de ce se întâmplă lucrul acesta și cred că răspunsul era foarte la îndemână. Fiind obișnuit, crescând de mic, cu toate lucrurile acelea extraordinare lângă tine, ți se par absolut normale. Nu ți se pare nimic ieșit din comun că deschizi fereastra și vezi retezatul, că în orice direcție ai lua-o din Hațeg plecând, să zicem, de unde locuiesc eu, ai câte un obiectiv turistic extraordinar de important pentru care vin oameni din toată țara și uneori din toată lumea să-l viziteze. Poate că sunt oameni care nu au ieșit foarte mult în afara județului Hunedoara și atunci nu au nici măcar termen de comparație. Și mă rog, cred că acesta este răspunsul și mă bucur că astăzi împreună cu o echipă de alți oameni veniți din alte colțuri ale României sau de localnici, punem și noi umărul la dezvoltarea și promovarea Țării Hațegului. Care a fost primul impact pe care l-ai avut atunci când ai ajuns aici în Țara Hațegului? Ce te-a impresionat cel mai tare? Păi m-a impresionat în primul rând cadrul natural. Am zis, descopeream permanent aproape locuri extraordinare. M-au impresionat obiectivele turistice, așa cum știe toată lumea sau ar trebui să știe toată lumea. Țara Hațegului este microregiunea din România cu cele mai multe obiective naturale, culturale și istorice pe metru pătrat. Deci, întotdeauna, în fiecare zi aveam câte ceva de descoperit și încă mai descoper după atâția ani. E foarte curios asta. Apoi am început să descoper oamenii și poveștile lor și m-am îndrăgostit iremediabil de Țara Hațegului. La un moment dat s-a pus problema să plec, dar m-am adaptat atât de bine în Țara Hațegului și mi-am făcut așa o gașcă, să-i zicem, faină de prieteni, că am decis totuși să rămân.
O gașcă faină de prieteni care se implică în toate proiectele, în toate ideile cu care de obicei vie așa și unele sunt destul de ambițioase în ceea ce privește și promovarea locurilor, dar și sprijinirea localnicilor, pentru că nu v-ați oprit doar la promova retezatul sau anumite puncte importante în turismul românesc și poate chiar european, nu cred că greșesc dacă spun acest lucru, ci ați ales să implicați și pe localnici. A fost o barieră pentru început în ai scoate cumva și pe ei așa la lumină și tot ceea ce ei fac, pentru că oamenii ăștia chiar știu ce înseamnă și unele meșteșuguri și mai au aici și o bucătărie destul de interesantă. N-a trebuit să învățăm pe nimeni nimic. Ce a trebuit să facem noi a fost să-i punem pe toți la aceeași masă. Au dorit acest lucru din prima? Unii da, alții s-au alăturat ulterior. Cei care n-au fost interesați și care n-au crezut inițial în proiectul nostru au venit odată, au ieșit, au revenit sau au așteptat să vadă ce se întâmplă, dacă funcționează lucrurile, cum funcționează. Dar a fost destul de greu, într-adevăr, pentru mine și colegul meu Cristian Ciobanu, care a venit din București și, culmea, majoritatea turiștilor care ajung în Țara Hațegului sunt din București și din Constanța. Asta e așa o coincidență fericită. Asta înseamnă că sunt doar prietenii voștri. De da, acolo. Asta e gluma noastră internă, că ne vin prietenii și neamurile, dar nu, chiar sunt cei mai mulți turiști care vin din zonele acestea. A fost foarte greu pentru noi să fim acceptați de comunitate. Eram oameni din afara comunității care cumva, da, asta era percepția. Veneam să învățăm pe oameni cum să facă lucruri, ceea ce nu era adevărat, nu asta ne doream. Și a durat un pic până când noi am fost acceptați de comunitate. Pentru unii sau pentru unele comunități lucrul ăsta încă se întâmplă în continuare, dar mă bucur că de la zi la zi noi câștigăm încrederea oamenilor și asta ne permite să dezvoltăm împreună și să aducem comunitatea aproape de noi și de proiectele pe care le avem în gând pentru ca Țara Hațegului să devină din ce în ce mai cunoscută. Dar până să devină cunoscută, vorbeați de promovare, accentul pe care noi îl punem și l-am pus de la începutul acestei construcții este pe dezvoltare. Ca să promovăm, trebuie să avem ce promova. Și ce anume trebuie dezvoltat într-o astfel de regiune pentru ca mai apoi să avem așa și un val de turiști și o să vorbim și despre premii, pentru că sunteți și premiați și apreciați la nivel național. Da, în ultima vreme sunt ochi din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai importanți pe noi și asta pe cumva munca e și o presiune noastră pe umerii voștri. Da, pentru că știm câte mai sunt de făcut de fapt în spate. Dar suntem pe calea cea bună. Premiile sunt o confirmare că suntem pe calea cea bună. Când am început în 2015, în cazul meu, deci sunt aproape 10 ani, 9 ani, 10 ani de când lucrăm la această construcție, lipseau foarte multe lucruri. Nu aveam, de exemplu, ghizi locali. Exista un singur ghid local în toată Țara Hațegului. Era o cerință în special din partea turiștilor străini care au o obișnuință de a consuma servicii de ghidaj. Nu exista atât de dezvoltată infrastructura turistică, exceptând traseele turistice montane care erau cu precădere în Parcul Național Retezat, pe teritoriul Parcului Național Retezat și foarte puțin pe teritoriul Parcului Natural Grădiștea Muncelui Cioclovina, nu aveam o infrastructură turistică așa cum ne doream. Nu existau atâtea pensiuni, nu existau servicii, erau, cred că, 3 sau 4 restaurante în toată Țara Hațegului. Nu existau drumuri de acces către obiective turistice, nu existau obiective turistice reabilitate. Și asta nu vorbim de ce se întâmpla în urmă cu 30 de ani, ci în urmă cu aproximativ 10 ani. Nu exista o hartă a zonei. Nu existau foarte multe lucruri și în continuare avem unele mici probleme pe care încercăm să le remediem. Toată lumea vroia, atunci când ne-am adunat pentru prima dată la aceeași masă, promovare. Am întrebat, ok, care este viziunea? Cum vedeți dumneavoastră că trebuie să facem?
să promovăm, să mergem la târguri naționale, internaționale, ok, pe lângă faptul că târgurile costă, noi nu aveam cu ce să ieșim în fața oamenilor. Promovăm, mai mult decât promovăm, atât, dar ce anume promovăm? Le-am explicat că noi nu avem o infrastructură pregătită pentru a primi un număr mare de turiști, nu avem ce să le arătăm. Și le-am explicat că nu trebuie să ne cramponăm, sau asta e viziunea noastră la destinația de ecoturism, nu trebuie să ne cramponăm în ceva foarte important pentru unele autorități ale statului, numărul de turiști. Da, e important și pentru noi numărul de turiști, dar le-am zis de la bun început, și asta a fost un șoc pentru toată lumea, că noi nu ne dorim neapărat un număr mare de turiști care să stea o noapte sau să nu stea deloc. Noi ne dorim mai degrabă turiști mai puțini, care să stea mai mult, să consume local, în situația în care noi avem ce să le oferim. Ați reușit să faceți acest lucru, să țineți acei turiști sau vizitatorii să-i transformați în turiști, de fapt? Am reușit să facem asta și ne străduim să facem asta în continuare. Pentru o destinație de ecoturism avem o amenințare pe care am avut-o de la început. Dar această amenințare am transformat-o în oportunitate. Amenințarea se cheamă Mănăstirea Prislop și traficul și turismul de masă care se întâmplă în jurul Mănăstirii Prislop. Gândiți-vă că la momentul la care am început noi în 2015, la Mănăstirea Prislop veneau în cursul săptămânii, într-o săptămână normală, cam 10.000 de oameni pe zi, într-un oraș de 10.000 de locuitori, cum este Hațegul. Mănăstirea Prislop aparține de orașul Hațeg, iar în weekend, în zilele de weekend, undeva la 100.000 de vizitatori. Deci era extraordinar de mult. Era o grămadă de probleme care se întâmplau în jurul Mănăstirii Prislop, de trafic, de acces mașinilor care aparțin Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Au fost situații triste în care, cred că un singur caz până la urmă a fost, o doamnă a și decedat la Mănăstirea Prislop, i s-a făcut rău și ambulanța nu a putut să ajungă pentru că drumul de acces către Mănăstirea Prislop era blocat. Mașini care erau parcate, exact, pe ambele parcate sau în drum spre Mănăstirea, da, Prislop, pentru că, încă o dată zic, 100.000 de oameni pe un drum comunal, în drum județean, în fine. Lucrurile s-au schimbat, dar totuși, de ce vă zic că am transformat asta într-o oportunitate? Erau oameni care veneau din toată țara, special pentru Mănăstirea Prislop. Lucrul acesta se întâmplă și astăzi. Ce am făcut noi ca să atragem oamenii ăștia care nu știau ce au în jur? Ei veneau special targetat pentru Mănăstirea Prislop, vizitau, plecau. Dar printr-un sistem de semnalizare a obiectivelor din jur, am încercat să le arătăm oamenilor că Țara Hațegului poate fi o destinație de vacanță nu și că înseamnă doar Mănăstirea, exact, Prislop. Și că merită să se întoarcă. Și asta s-a și întâmplat. Și lucrăm cu un indicator foarte important pentru noi, care nu e numărul de turiști, e durata medie de ședere. Și dacă în 2015, atunci când l-am monitorizat pentru prima dată, pe parcursul unui an, cu ajutorul unor chestionare și a multor voluntari, în mai multe puncte din destinația de ecoturism, se situa undeva aproape de o noapte. Acum, în 2023, am depășit 3 nopți de cazare, care ne indică nouă că suntem pe drumul cel bun. Mi-ați spus 2023 pentru că aici vă raportați și aici au fost făcute, exact, raportările. Pentru 2024 încă o să vorbim în curs anul viitor, exact, cu siguranță despre numărul de noptări al turiștilor și sunt convinsă că vor fi mult mai multe. Sperăm, doar că acum, din punctul nostru de vedere, destinația și oferta turistică a ajuns undeva la nivelul unui plafon. Dacă nu se întâmplă investiții noi, dacă nu se întâmplă lucruri noi... Cine ar trebui să facă aceste investiții și în ce anume ar trebui făcute investițiile? Mediul privat, dar nu singur, ajutat de mediul public și de noi. Și noi, de exemplu, am început să lucrăm, avem în gând un proiect mare de dezvoltare al Țării Hațegului și sperăm să ne iasă, dar va fi un proiect de lungă durată despre care, cu ajutorul lui Dumnezeu și al partenerilor noștri, vom putea vorbi la modul concret în maxim 10 ani. Atunci nu o să scot nimic acum de la tine, nimic mai mult despre acest proiect. Pot să zic ce va fi. Ce se va întâmpla, exact. Pot să zic ce va fi.
targetul pe care îl aveți cu acest proiect? Ne dorim ca Țara Hațegului, așa cum probabil că ați mai auzit în emisiunile dumneavoastră, să devină cunoscută pentru elementul de unicitate specific și care este foarte atractiv pentru lumea întreagă, nu numai pentru România. Dinozaurii pitici, de care se ocupă din 2005 încoace cei de la Universitatea din București, care în 2015 au și obținut statutul internațional de geoparc UNESCO pentru Țara Hațegului. Ne dorim un centru mare de vizitare care să aibă ca punct central interpretarea acestor specii de dinozauri unice în lume și care să combine armonios educația, promovarea turistică a zonei și povestea spectaculoasă a dinozaurilor din Țara Hațegului. Sună foarte bine ceea ce propuneți pentru următorul deceniu și poate și mai mult în ceea ce privește dezvoltarea turismului în Țara Hațegului. În prezent, foarte mulți turiști vin în Hațeg, spre exemplu, și se așteaptă, atunci când vorbesc, spre exemplu, de geoparc, să vadă, nu știu, o clădire, cer scuze, o clădire sau un spațiu în care sunt expuse anumite lucruri și cam atât. Ei bine, o tot spun și o spunem de fiecare dată și Adina Popa și Cristi Ciobanu de fiecare dată spun acest lucru. Geoparc înseamnă mult mai mult, înseamnă un teritoriu, înseamnă că asta ar trebui să vizităm așa mai mult decât Hațegul și atât. La fel și în ceea ce privește destinația ecoturistică. Sunteți, cred că printre primii, sau suntem, nu, printre primii din țară care au dezvoltat această destinație de ecoturism. Ce înseamnă, de fapt, o destinație ecoturistică? O să încerc să explic pe scurt povestea destinațiilor de ecoturism din România. E un demers care aparține Asociației de Ecoturism din România. A pornit undeva în 2007, atunci când s-a și înființat asociația noastră, Asociația de Turism Retezat, și care a identificat la vremea aceea, împreună cu Ministerul Turismului de atunci, 10 zone din România care nu au avut parte de o dezvoltare haotică din punct de vedere a turismului. Au identificat, așa cum spuneam, aceste 10 zone cu probabilitatea ca ele cândva să fie coordonate de o asociație umbrelă, așa cum suntem noi, și care să-și asume ceea ce ne-am asumat noi din 2015 încoace. Dezvoltarea și promovarea concentrată a dezvoltării durabile a turismului în zonă. În 2014, după ce Asociația de Ecoturism din România a lucrat împreună cu cei de la Ministerul Turismului și cu alte două ministere din România, Ministerul Agriculturii și Ministerul Mediului, la un set de criterii de certificare a unei astfel de zone, sunt 130 de criterii prin care o zonă trebuie să treacă, cu o vizită în teren, cu foarte multe documente și foarte multe angajamente în spate. E o procedură extrem de anevoioasă, dar care trebuie făcută. În 2014, așa cum spuneam, a apărut un finanțator, Romanian American Foundation și Fundația pentru Parteneriat, doi finanțatori, care au vrut să susțină această construcție la nivel național. Și a fost un concurs de proiecte. Din cele 10 destinații de ecoturism au fost finanțate și sunt finanțate în continuare 7 dintre ele, printre care și noi. Noi am trecut prin procesul de certificare pentru prima dată în 2015 și în 2016 am fost certificați și de atunci am avut încă 3 sesiuni de recertificare. O destinație de ecoturism, având în vedere că practic sunteți în gardă tot timpul. Se suprapune nu peste, puteți să lăsați ștacheta mai jos. Peste comunități, peste UAT-uri, implicarea omului poate să schimbe un peisaj cultural, valoros și așa mai departe. E nevoie de această recertificare și această vizită a Ministerului odată la 3 ani.
Noi ne-am certificat, așa cum spuneam, în 2016, suntem a treia destinație de ecoturism certificată în România, dar cumva prima certificată după ce alte două destinații pilot au trecut prin experimentarea celor 130 de criterii despre care vorbeam. E vorba de Eco Maramureș, zona din Maramureșul istoric care se suprapune peste Mara Cosău, Creasta Cocoșului, și Zărnești, Piatra Craiului. O muncă deloc ușoară până la urmă, dar cu pasiunea pe care voi o arătați de fiecare dată, iată că reușiți să faceți minuni aici pentru Țara Hațegului. Nu pot să nu remarc încă de când a venit în platoul nostru, în redacția noastră, această minunată ie pe care o ai. E mult ie spus sau e din Țara Hațegului? Nu, și îmi pare rău că n-am luat-o ie din Țara Hațegului, de obicei nu prea se întâmplă accidente din astea, dar în ultima vreme am avut câteva expuneri la nivel național în care m-am tot îmbrăcat în ii din Țara Hațegului. Asta este o reinterpretare, nu e din Țara Hațegului, dar mi-e foarte dragă și îmi place să mă îmbrac cu genul acesta de vestimentație. Îl promovați foarte mult vestimentația de odinioară din Țara Hațegului și, cum spuneai, aproape de fiecare dată la orice eveniment ai o ie de aici din zonă. Da. Sunt ii vechi sau sunt ii care sunt realizate de mâinile dibace ale oamenilor, ale femeilor, în special de aici din această zonă? Sunt și ii vechi și ii care provin din zilele noastre, realizate de o cooperativă care mi-e foarte dragă și care cred că le e dragă multor hunedoreni, Cooperativa Hațegana. Este o marcă a Țării Hațegului cu care ne mândrim, iar în 2018, cred, am trecut împreună printr-un moment dificil. Cooperativa Hațegana era foarte aproape de închidere. Și atunci, grație finanțatorilor noștri, am reușit cumva și cu ajutorul doamnelor de acolo, evident, să salvăm această cooperativă. Am lucrat la centrul lor expozițional, am creat atunci un nou concept, am introdus Cooperativa Hațegana în infrastructura turistică și în trasele turistice din orașul Hațeg și, mă rog... Asta înseamnă că poate fi vizitată? Asta înseamnă că poate fi vizitată pe turiști. Ajunge în zonă. Am creat și niște produse care pot fi vândute la prețuri mai accesibile turiștilor care ajung în zonă, pentru că nu toată lumea are posibilitatea să-și cumpere o ie cu 5, 6, 7, 800 de lei. Și am creat un eveniment, am invitat oameni de marcă, am invitat tezaurele umane vii din Hunedoara, am invitat-o pe Florica Zaharia, care ne este o prietenă apropiată, așa cum cred că o știe toată lumea, un om extrem de valoros și care are legătură cu domeniul acesta, ea înființând la Băița Muzeul Textilelor. După și experiență de câteva zeci de ani în Statele Unite, da, la Metropolitan Museum of Arts din New York, cel mai mare muzeu de artă din lume, deci un om extrem de valoros. Și de atunci, încet, încet, Cooperativa Hațegana se repune pe picioare și asta ne bucură foarte tare. Pasiunea mea, sau mă rog, una dintre pasiunile mele, asta este să colecționez ii sau costume populare. M-am limitat la Dobrogea, zona din care vin eu, inițial, după care am ajuns în Ardeal, fiind altoită în Țara Hațegului, așa cum spun. Am colecționat și câteva ii din Transilvania, dar acum am început să adun costume și din restul zonelor țării. E bine că încă mai ai de unde să adun toate aceste. Din ce în ce mai greu, dar se mai găsesc. Poate oricine să vină la această cooperativă și, cine știe, poate să învețe cum să realizeze o ie? Astea sunt niște îndeletniciri care nu mai prea sunt atât de des întâlnite, cred că în toată țara. Asta e ceva ce trebuie rezolvat. Cum transmitem aceste meșteșuguri mai departe? Și asta este cu adevărat o problemă pentru mai multe locuri din Țara Hațegului și cred că și din județ și din țară. Sunt unele puncte de atracție turistică acum, în care avem niște oameni extrem de valoroși, dar care au o vârstă și care au problema că nu mai au cui să lase meșteșugul pe care îl promovează și pe care îl fac cu atâta drag de o viață întreagă sau de generații unii.
Și încă încercăm împreună cu școlile din zonă, cu tinerii din zonă, să găsim o soluție la această problemă. E foarte greu, mai ales în zilele noastre în care vedem de foarte multe ori și la târguri și în magazine unele I care sunt sau care nu mai sunt realizate manual, sunt toate așa în linie, sunt trase la indigo cumva și cumva se pierde. Oricât de mult ne dorim noi să credem că mai există mâini care fac minuni în ceea ce privește aceste I, avem așa din ce în ce mai puțini astfel de oameni și tocmai de aceea întrebam dacă sunt poate anumite ateliere în care tinerii pot să vină, să învețe și să ducă mai departe aceste îndeletniciri. Sunt idei de ateliere, au fost câteva ateliere, doar că problema e că nu trebuie să le gândim în scop turistic. Bun, e foarte bine că le gândim în scop turistic și exploatăm pentru moment. Da, trebuie și în scop turistic. Da, ele trebuie, cum ziceam, sunt niște meșteșuguri care trebuie lăsate mai departe, trebuie să continue și atunci cred că adresabilitatea trebuie să meargă către localnici și către tineri din zonă care au o relație permanentă cu acești meșteșugari și care pot cu adevărat să le ducă munca mai departe. Atât timp cât altfel ne limităm exact, doar la noi. Un serviciu turistic, oameni, la o experiență turistică, să zicem. Și totul s-ar opri exact. Acolo. Da. Trebuie pentru asta deschidere mai mare și din partea autorităților, aș spune eu, pentru că și ele se pot implica deopotrivă în astfel de proiecte. Da, o destinație de ecoturism asta face. Coordonează un parteneriat public-privat la care a invitat toată lumea care are un interes în dezvoltarea durabilă a zonei și a turismului în zonă. Noi, practic, coordonăm un grup de 50 de instituții publice sau private, obiective turistice, primării și autoritățile publice centrale din Hunedoara ne sunt alături, prefectura și Consiliul Județean, operatori în turism, evident, instituții de învățământ. Tuturor. Exact. Și noi suntem ca o umbrelă, iar deciziile de dezvoltare sau de promovare le luăm împreună. Cum este și firesc. Da. Mai ales acolo unde există înțelegere și există toți factorii la aceeași masă. Destinația anului 2024. Vorbeam puțin mai devreme despre premii, despre faptul că sunteți recunoscuți și apreciați de către public, de către români și nu numai, pentru că în Țara Hațegului vin, după cum spuneai și tu puțin mai devreme, vin destul de mulți turiști străini care sunt poate uneori mai impresionați de ceea ce se întâmplă aici decât suntem noi românii. Cât de dificil este să ajungeți în acest punct în care, iată, să primiți un premiu important, ar spune eu, un premiu care nu vă este nici străin deloc, pentru că ați mai avut contact, să spunem, cu acest premiu. E greu să ajungi în acest punct în care să fii desemnată, iată, destinația anului? La anumită categorie, bineînțeles. Destinația anului este cel mai important concurs de promovare din turismul românesc. Anul trecut noi am câștigat categoria noastră, categoria comori naturale se chema atunci, a fost o categorie special creată pentru destinațiile de ecoturism din România. Și ne-am bucurat că, da, am ajuns în punctul în care ochii din industria mare au fost ațintiți asupra muncii noastre și am câștigat această categorie. Dar nu acesta a fost premiul cel mai important. Vorbim de destinația anului 2023. Anul trecut au fost 9 categorii înscrise în concurs, iar trofeul se acordă unuia dintre câștigătorii la cele 9 categorii. Noi am fost la egalitate absolută cu Bucovina. Sunt 3 categorii de jurizare. Este un vot acordat de un juriu de specialitate, un vot care vine în urma interpretării rezultatelor unui studiu sociologic și a treia bucată vine dinspre public. Matematic vorbind, am fost la egalitate absolută cu Bucovina. Cu Bucovina. Cu Bucovina, exact. Cu Bucovina, care e mult mai cunoscută decât Țara Hațegului, în care s-au investit mult mai mulți bani mai decât s-au investit în Țara Hațegului.
Și la momentul anunțării trofeului, la scenă deschisă, am fost și noi ridicați în picioare, am fost felicitați pentru munca noastră, într-o sală în care se aflau cei mai importanți oameni din turismul românesc. Și ni s-a explicat că a câștigat Bucovina și că jurul a trebuit să inventeze un criteriu de selecție, care bineînțeles că a fost notorietate. Nu ne puteam bate cu Bucovina, dar a fost onorant și foarte emoționant pentru mine să aflu acest detaliu și dacă e să mă întrebați acum, acesta a fost cu adevărat premiul cel mai important pe care l-am obținut. Anul acesta ne-am reconfirmat poziția, am câștigat premiul 3 la categoria noastră. Sunt din ce în ce mai mulți oameni, mai multe entități, mai multe zone înscrise în acest concurs. Și nici nu putea fi altfel anul acesta, pentru că exact cu două zile înainte de un moment important în Delta Dunării a și fost gala destinația anului la Ateneul Român în București. Și câștigătoarea la categoria noastră a fost Delta Dunării și spun că nici nu putea fi altfel, pentru că anul acesta este anul în care noi, oamenii din ecoturismul românesc și nu numai, ne îndreptăm atenția asupra Deltei, unde a fost inaugurat Muzeul Ivan Pațaichin, iar Ivan Pațaichin este un prieten apropiat sau a fost un prieten apropiat al nostru, al celor din ecoturismul românesc. E cel care a coordonat conturarea unei destinații de ecoturism în Delta Dunării, de la care noi cu toții am avut foarte multe de învățat și ne-a onorat prezența lui. E foarte greu să vorbim despre Ivan la modul trecut. Deci, este, nici nu se putea... Este, în continuare, pentru printre 2000... noi și tot ceea ce a făcut acest om pentru România, pentru Delta Dunării, va rămâne... sute de ani de acum încolo, așadar putem vorbi la prezent despre el fără nicio problemă. Da, deci pentru 2024 nu se putea un câștigător mai bun decât Delta Dunării și ne-am bucurat cu toții, sincer, pentru premiul Deltei. De ce am alege o destinație ecoturistică și nu am merge în străinătate, în anumite zone în care suntem așa obișnuiți în ultima perioadă să avem all-inclusiv, mergem, ne cazăm într-un hotel, nu mai ieșim de acolo. De ce am alege destinațiile ecoturistice? Putem să alegem și o destinație din străinătate și noi mergem în străinătate, nu înseamnă că trebuie să călătorim doar în destinații de ecoturism. Dar drumul, parcursul unui turist într-o destinație de ecoturism trebuie să fie, cred că, cumva un parcurs inițiatic sau uneori de descoperire. Tot spun că România e, din păcate, mult mai cunoscută turiștilor străini decât le este turiștilor din România. Și avem mult de lucru. Cred că ține și de asumare și de mândrie locală. Cred că sunt unele zone din România cu care ne este rușine. Chiar dacă pare dur, ăsta este adevărul. De multe ori străini ar da probabil orice să aibă astfel de destinații, astfel de locuri, de oameni și tot ceea ce avem noi în jurul nostru și parcă uneori nu apreciem sau ne este rușine, exact cum spuneai. Nu apreciem, nu știm. Sau ne e rușine cu alte lucruri care se întâmplă în jurul unor valori naturale, culturale sau istorice. Și dacă e ceva la care vreau să lucrez, asta vreau să fac, să îmbunătățesc imaginea neapărat a României, a zonei în care locuiesc eu și în zonei de care mă ocup eu împreună cu partenerii mei. Vreau ca oamenii care locuiesc în Țara Hațegului, în primul rând, să fie mândri că locuiesc acolo și să fie extrem de bucuroși să împărtășească asta tuturor celor care vin să cunoască zona Țării Hațegului. Sunt foarte multe lucruri interesante, unele premiere naționale sau internaționale care s-au întâmplat în Țara Hațegului și despre care unii localnici habar n-au. Sau unii oameni din județul Hunedoara. Ne gândeam la un moment dat, nu știu când va veni și vremea asta, dar va veni cu siguranță, să inițiem un program turist la tine acasă, în care să le explicăm oamenilor, cu ajutorul unor ghizi locali,
cât de frumoase sunt locurile în care trăiesc și cât de minunate pentru turiștii români, dar și pentru turiștii străini, care, culmea, știu mult mai multe despre țara Hațegului și despre România decât știm noi românii sau locuitorii țării Hațegului. Și cred că dacă ar trăi și acești străini o zi, două, trei, în gospodăriile unor localnici, cred că ar pleca mult mai impresionați spre casă, spre țările lor, decât dacă vin și dau așa doar o privire la ceea ce se întâmplă și pleacă. Mă gândesc așa la un fel de Asia Express, dar prin țara Hațegului. Cred că ar fi interesant. Da, dar nu în goană. Nu în goană, da. Da, despre să stea asta cât mai mult aici. Despre asta e o destinație de ecoturism și despre asta ar trebui să fie cam orice formă de turism, except în turismul de masă. Nu despre cazare și masă, am depășit de mult, sau sper că am depășit de mult punctul acesta. Unii, da. Ar trebui să fie despre experiențe, despre cunoașterea unor obiective și înțelegerea unor locuri și a istoriei unor locuri fascinante, dar și despre experiențe care te ajută să descoperi și să vezi cu alți ochi niște locuri. Să mănânci la oameni acasă. S-au inventat, vorbeam de Ivan, punctele gastronomice locale, care a fost o inițiativă a Asociației Ivan Pațaichi în Mila 23, care s-a extins în toată țara. Ea a fost inițial gândită pentru comunitățile izolate din Delta Dunării. Și mă bucur că e o inițiativă de succes care continuă peste tot în România. Și aici pașii au fost timizi, pentru că au fost destul de mulți oameni care au fost reticenți la început. Inclusiv dar autoritățile că s-a deschis... statului au fost exact. Reticente la început. Primul punct gastronomic local a fost autorizat în țara Hațegului la Densuș, Luciana, și ne-am chinuit aproape 3 ani de zile până când am convins autoritățile statului să se implice exact. Există o hartă a acestor puncte gastronomice în țara Hațegului? Eu, ca turist, ajungând aici, sunt curioasă, poate să experimentez în cât mai multe locuri bucătăria zonei și atunci poate ar fi mult mai ușor să accesez, să-i găsesc pe acești oameni. Sunt mai multe hărți. Este o hartă pe care am tocmit-o chiar de curând ANSVSA, pentru că DSV-urile se ocupă la nivel județean de autorizarea punctelor gastronomice locale și în ultima vreme oamenii de acolo sunt foarte deschiși la această inițiativă și mă bucur că am ajuns în acest punct. Deci mâncăm în siguranță. Exact. Deci pe site-ul ANSVSA găsiți harta punctelor gastronomice locale din toată România. Și mai este harta noastră, pe care o găsiți pe turismretezat.ro, unde, pe lângă obiectivele culturale, naturale, istorice, spațiile de cazare, de masă, care ne sunt partenere și pentru care garantăm o calitate a serviciilor, există și punctele gastronomice locale din țara Hațegului. Timpul trece foarte repede, cred că mai avem mai puțin de 10 minute în această emisiune și vreau să discutăm puțin și despre brandul pe care ați reușit să-l creionați aici în țara Hațegului. Mulți au văzut așa, nu cu ochi foarte buni, la ce avem nevoie de un brand, adică toată lumea știe ce este țara Hațegului, ce găsim aici, de ce să facem și un brand, un brand care a durat până când a fost conturat și am văzut forma sa finală. Așadar, aveam nevoie de acest brand al țării Hațegului? Eu zic că aveam nevoie. Țara Hațegului e o destinație tânără. Asta am zis și în discursul din cadrul galei destinația anului. Dar am încercat încă de la început să construim această destinație în mod profesionist. Și știu că strategiile de multe ori nu sunt privite cu ochi buni, dar în condițiile în care cineva chiar implementează strategiile la care lucrează, cred că treaba iese așa cum ar trebui să iasă. Și am construit pe baza studiilor și pe baza strategiilor. Și am avut strategii de dezvoltare, am avut pentru prima dată în 2015-16 un proces prin care am evaluat atât prin ochii turiștilor, cât și prin ochii localnicilor și al antreprenorilor în turism, vorbesc aici de pensiuni și restaurante, care sunt așteptările fiecăruia. Câți suntem, de unde vin turiștii, ce vor de la noi, pe ce dau banii, câți bani au, ce studii, ca să vedem exact cui ne adresăm.
Pe de altă parte, a fost important și să vedem dacă localnicii și oamenii care lucrează în domeniul acesta sunt pregătiți pentru ce așteaptă. Ok, ne dorim turiști mai mulți sau mai puțini care să stea mai mult, dar ce le oferim? Și ce înseamnă cum ne raportăm? Lucru. Suntem pregătiți pentru ceea ce se cheamă mai nou industria ospitalității sau nu? Avem niște abilități sau nu? O facem așa după ureche, că ne vin niște turiști la Mănăstirea Prislop sau niște vizitatori la Mănăstirea Prislop și agățăm acolo, și le dăm și noi o cazare și atât. Nu, turismul înseamnă mult mai mult, așa cum explicam un pic mai devreme. Și atunci, după o grămadă de strategii de dezvoltare, studii, strategii de marketing, de poziționare și așa mai departe, cumva firesc a venit și această strategie de branding. Cred că confuzia multora vine din faptul că ei s-au oprit prin a înțelege brandul ca fiind doar un logo și un slogan. O strategie de branding e fix asta, nu e. Adică, bun, ai aceste două elemente vizuale. Pentru Țara Hațegului noi ne-am asumat, mă rog, sloganul Istorii Vii și aș putea să-l explic. Iar pentru Hațeg, vorbeam mai devreme de construcția ceva să vină, ne dorim ca peste 10 ani, minimum, maximum, nu știu cum să zic, să devină capitala dinozaurilor. Acum vedem, cunoscută dreptate la nivel național, internațional, dar să aibă ce să ofere și cum să susțină acest slogan. Și a fost un proces extrem de participativ. Am invitat practic alături de noi, într-un proces care a durat aproape 10 luni, oameni din comunitate, nu doar din turism, din comunitate, că au fost reprezentanții ai cultelor religioase, că au fost instituții publice, că au fost elevi, studenți, tineri, pensionari, oameni din toate domeniile de activitate care și-au spus părerea despre ce cred ei legat de Hațeg și Hațegul turistic și Țara Hațegului. Ați adunat toate aceste informații venite și de la tineri de 15 ani probabil și, am avut, și de la cei mai în vârstă oamenii ai comunității. Și până să ajungem la acest slogan Istorii Vii, am avut tot felul de contre, de mândrie locală. Să fie de, pentru că Țara Hațegului, așa cum îi spuneam și lui Felix Tătaru, specialistul cu care am lucrat, e o ciorbă cu de toate. Sunt atât de multe obiective și atât de diverse, încât nu știi cu ce să ieși în față. Dacă, și asta era temerea noastră, dacă ieșeam cu retezatul, defavorizam celelalte arii protejate. Dacă ieșeam cu biserica de însuși, defavorizam alte biserici de piatră din Țara Hațegului și tot așa. Și a fost extrem de greu până am ajuns la acest slogan, Istorii Vii, dar e asumat de comunitate, asta mă bucură, iar pentru Hațeg, capitala dinozaurilor, e asumat iar de comunitate și despre asta trebuie să fie o strategie. O strategie, de fapt, are în spate un set de acțiuni, pentru că da, noi avem un logo și un slogan, dar logo-ul și sloganul mai ales, care nu sunt susținute de un set de acțiuni, rămân doar un logo și un slogan. Exact. Exact. Dar e mult, și asta mai ne mult dorim ca în următorii ani să venim cu promisiunea brandului și să creștem sentimentul de mândrie locală. Da, și nivelul de vizibilitate al Hațegului și al Țării Hațegului, dar și mândria locală. Spuneam mai devreme, este extrem de important ca localnicii să vrea să intre în legătură cu oameni din afara zonei lor, să le povestească cu mândrie despre zona lor. Apropo, ca un exemplu mic, am fost de curând la Oradea. Merg la Oradea destul de des, dar pentru prima dată am avut senzația că oamenii sunt foarte mândri de orașul lor. Am intrat în contact, evident, în primul rând cu taximetriștii, care mi-au urat de la aeroport: bine ați venit în orașul nostru. Am mers să-mi cumpăr ceva de mâncare din centrul Oradei: bine ați venit în orașul nostru. Am intrat să-mi cumpăr ceva de la un magazin: contează. De unde sunteți? Vă place orașul nostru? Deci am auzit de cel puțin 7 ori în 2 zile cât am stat, de la diversi oameni care lucrau în servicii, oameni simpli cu care nu aveam nimic în comun, îi vedeam pentru prima dată în viață, poate și pentru ultima, da, care mi-au zis despre orașul lor. Despre orașul lor. Și a fost o senzație extraordinară și felicit pe colegii de la Oradea care fac treabă bună acolo. Și asta
vrei. Și asta ne dorim și noi. Și aici, da, pentru Țara Hațegului și nu numai, pentru că a fi amabili, a fi drăguți, nu ne costă absolut nimic. Da, deci o strategie de branding pe scurt este despre dezvoltare turistică. Dacă ți asumi un set de acțiuni care să stea în spatele acelui logo și acelui slogan, dar este și despre mândrie locală sau în primul rând despre creșterea sentimentului de mândrie locală și apartenență locală. Suntem la final de emisiune, spuneam la început că vremea de afară e cam dubioasă în aceste zile, parcă suntem în noiembrie, nu suntem în septembrie, dar asta nu înseamnă că nu ne putem pune bocancii potriviți și să o luăm așa pe cărările din Țara Hațegului. O să te las pe tine să inviți pe hunedoreni în așa în 30 de secunde să viziteze Țara Hațegului. Cum spun nordicii, nu există vreme nepotrivită, există doar haine nepotrivite, așa că Țara Hațegului poate fi o destinație pentru toate sezoanele. Sunt foarte multe lucruri pe care le puteți vedea la interior dacă vă sperie exteriorul, dar vă invit să le descoperiți singuri pe Facebook Țara Hațegului sau pe site-ul nostru turismretezat.ro. Sunt acolo toate detaliile. Asta e o vizită de început pentru a înțelege mai bine ce puteți vizita aici, iar mai apoi, cum spuneam, bocancii, încălțăminte potrivită, vestimentație potrivită și puteți să veniți aici în Țara Hațegului, în județul Hunedoara, pentru că aveți ce vedea cu siguranță. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Astăzi am vorbit așa despre toate, dar te mai aștept pentru a puncta mai multe aspecte asupra tot ceea ce faceți voi aici, echipa pe care o aveți și cine știe, poate mai aduci colegi care se implică și sunt aici trup și suflet pentru promovarea acestei zone. Îți mulțumesc tare mult și mult succes! Mulțumim și noi și vă așteptăm pe cât mai mulți în Țara Hațegului, cu drag! Mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!